Bună ziua! Astăzi noi vom prezenta a patrulea rating politic. Va fi preultimul până la alegeri. A cincilea îl vom prezenta împreună cu mai multe date care vor arăta și tendința politicienilor și partidelor politice. Experții vor explica ce anume a influențat la creșterea sau scăderea acestor politicieni. Ce ține despre Comisia Electorală Centrală? Comisia Electorală Centrală a fost anunțată despre toate sondajele elaborate de compania Intele Group, inclusiv acele de calitate, ca de exemplu focus grupuri sau rating politic. Să trecem la metodologie. Metodologia a rămas aceeași, este o apreciere de experți cu o notă, cu un punctaj de la 1 până la 10, a fost apreciate partidele politice după anumite criterii și politicienii. Pe lângă acest lucru, noi am întrebat experții unele întrebări care am considerat că au fost cele mai mediatizate sau cele mai interesante la momentul dat. Vom trece la prima întrebare. Experții au fost întrebați dacă atenția sporită a partidelor pro-europene asupra diasporei va respinge cetățenii din Republica Moldova. Răspunsurile sunt nesemnificativ 84%, da 5,5% și nu 10,5%. Mare atenție a fost anume la această întrebare, da, ce ține de campania electorală în diasporă. Vedem că experții consideră că nesemnificativ va influența asupra cetățenii din Republica Moldova această temă. Oricum, este o recomandare pentru politicieni în campania sa pentru diaspora să nu uite și de cetățenii din Republica Moldova. La întrebare dacă președintele Republicii Moldova se implică în campanie electorală în favoarea unui partid, răspunsurile sunt da, ascuns 56,5%, da, deschis 39,5%. Nu, întâlnirile din teritoriu și declarațiile sunt o coincidență, 1%, și nu, președintele își exercite atribuțiile, 3%. Vedem că această temă este actuală în fiecare campanie electorală, în care, bine, unii politicieni sau demnitari sunt implicați în campanie electorală. Vedem că 56% de experți consideră că președintele are o campanie ascunsă în favoarea unui partid, 39,5% totuși consideră că este chiar o campanie deschisă. La întrebare dacă se va reuși asigurarea prezenței maxime la alegerile prezidențiale în țară, răspunsurile sunt mai degrabă da, crește nivelul interesului politic al cetățenilor, 36%. Da, societatea se consolidează după exemplu consolidării partidelor, 27,5%. Mai degrabă nu, din cauza COVID-19, 2%. Nu, societatea este dezamăgită în politicieni, 34,5%. Vedem că totuși 34,5% rămân dezamăgiți în politica actuală. Acest procent se menține ultimii 3 ani, iar problema COVID-ului vedem că este doar 2%. Adică această problemă nu va influența tare asupra prezenței la vot în aceste alegeri. La întrebare dacă crearea blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor va asigura un rezultat pozitiv la alegerile anticipate. Răspunsurile sunt nu, este o încercare disperată, 5%. Nu, electoratul socialiștilor și comuniștilor este greu de unit, 10,5%. Da, blocul va mobiliza la maxim electoratul de stângă, 78,5%. Da, blocul va avea majoritate în viitorul parlament, 6%. Majoritatea din experți, peste 78%, totuși consideră că acest bloc, unirea acestor două partide, va mobiliza electoratul de stângă la maximum. La întrebare dacă consultările partidelor cu ambasadorii altor state reprezintă un semn al intervenției străine, răspunsurile sunt nu, ele reprezintă metodă schimbului de experiență în scopul organizării alegerilor democratice și corecte. 30,5%. Da, ele reprezintă o intervenție evidentă în politica internă a statului, 69,5%.
Una din cele mai meditizate teme a fost întâlnirea ambasadorilor cu diferiți demnitari de stat. De ce am inclus această întrebare? Vedem că 69% din experți consideră că totuși este o implicare în politică internă. Trecem acum la politicieni. Vedeți categoriile după care au fost apreciați acești politicieni, anume în luna mai. Și trecem la primul capitol. La capitolul popularitate persoanelor publice din Republica Moldova, de la 1 la 10 puncte, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 7,2 puncte, Igor Dodon cu 6,6 puncte, Vladimir Voronin cu 6,5 puncte, Igor Grosu cu 4,2 puncte și Andrei Năstase cu 3,6 puncte. Vedem că în campanie electorală primii doi au rămas la fel, doamna Maia Sandu și domnul Igor Dodon. Vedem că au crescut domnul Voronin, domnul Grosu și domnul Năstase și au intrat în top 5. La capitolul profesionalism, top 5 persoane sunt Igor Dodon cu 6 puncte, Vladimir Voronin cu 5,7 puncte, Maia Sandu cu 5,5 puncte, Zinaida Greceanu cu 5 puncte și Igor Grosu cu 4,3 puncte. La capitolul influență, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 8,2 puncte, Igor Dodon cu 7,5 puncte, Vladimir Voronin cu 6,6 puncte, Igor Grosu cu 5 puncte și Corneliu Furculiță cu 3,8 puncte. La capitolul experiență, top 5 persoane sunt Igor Dodon cu 8 puncte, Vladimir Voronin cu 7,8 puncte, Maia Sandu cu 6 puncte, Zinaida Greceanu cu 4,8 puncte și Igor Grosu cu 4,6 puncte. La capitolul integritate, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 5,8 puncte, Igor Dodon cu 5,7 puncte, Vladimir Voronin cu 5,2 puncte, Andrei Năstase cu 4,5 puncte și Igor Grosu cu 4,2 puncte. La capitolul activitate, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 6,5 puncte, Igor Dodon cu 6,4 puncte, Vladimir Voronin cu 5,6 puncte, Igor Grosu cu 5,2 puncte și Andrei Năstase cu 3,2 puncte. La capitolul mediatizare, conform programului de monitorizare a presiei, top 5 persoane sunt Maia Sandu cu 9,6 puncte, Igor Dodon cu 8,4 puncte, Igor Grosu cu 7,8 puncte, Vladimir Voronin cu 7,6 puncte și Gheorghe Căpcaliuc cu 5,4 puncte. Top persoanelor publice sunt Maia Sandu cu 7 puncte, Igor Dodon cu 6,9 puncte, Vladimir Voronin cu 6,4 puncte, Igor Grosu cu 5 puncte, Andrei Năstase 3,5 puncte, Corneliu Furculiță 3,5 puncte, Ion Ciban 3,4 puncte, Zinaida Greceanu 3,3 puncte, Gheorghe Căpcaliuc cu 2,8 puncte, Ilan Șor 2,3 puncte, Aureliu Ciucoi 2 puncte, Mihai Popșoi 1,9 puncte, Alexandru Slusăr 1,9 puncte, Renata Osatăi 1,7 puncte, Vasiliu Costiuc 1,6 puncte, Irina Vlah 1,6 puncte, Ștefan Gligor 1,4 puncte, Andrian Candu 1,3 puncte, Pavel Filip 1,2 puncte și Ion Chicu 1,1 punct. Vedem că în topul politicienilor primul loc continuă să mențină doamna Maia Sandu, pe locul 2, domnul Igor Dodon. Unele schimbări, vedem că a crescut punctajul domnului Voronin și domnului Grosu. Acest putem explica prin campania electorală, adică acești politicieni sunt mai activi. Vedem aici, a apărut și domnul Gheorghe Căpcaliuc, care datorită mediatizării, care este în top 5 cei mai mediatizați politicieni, nimerește iarăși în top 10. Tema despre listele a unor partide și excluderea candidaților din campania electorală a dat posibilitatea acestui politician, da, să intre în top 10. A 10-lea vedem iarăși domnul Ilan Șor, care la capitolul de mediatizare la momentul dat este în scădere și deja ceilalți 10 politicieni.
Acum trecem la partidele politice. Aici sunt mai puține capitole de, cu care au fost bifate concurențe electorale. Da? Noi am schimbat puțin modalitatea. Nu sunt doar partide, sunt concurențe electorale. Adică Partidul Socialiștilor și Partidul Comuniștilor merg într-un singur bloc. Deci vreau să vă atrag atenție că practic ultimii 5 candidați au doar un punctaj. Sunt încă destul de foarte puțin activi. De ce este o recomandare aceste partide, dacă vor cumva să obțină în aceste alegeri un rezultat pentru ei pozitiv, trebuie să devină mai activ, să arate echipa, să ducă lucru în teritoriu, da, pentru că la capitolul de structură au destul mari probleme. La capitolul popularitate partidelor politice din Republica Moldova, de la 1 la 10 puncte, topul este Partidul Acțiune și Solidaritate 9 puncte, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 8,4 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 2,5 puncte, Blocul Electoral Renato Usatăi 2,5 puncte, Partidul Șor 2,4 puncte, Alianța pentru Unirea Românilor 2,3 puncte, Partidul Acasă Construim Europa 1,6 puncte, Partidul Democrat din Moldova 1,4 puncte, Partidul Democrația Acasă 1,3 puncte, Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic 1,2 puncte, Partidul Puterea Oamenilor 1 punct, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei 1 punct, Mișcarea Profesioniștilor Speranță Nădejde 1 punct, Partidul Unității Naționale 1 punct, Partidul Noi 1 punct, Partidul Verde Ecologist și Partidul Legii și Dreptății tot câte 1 punct. La capitolul activitate partidelor politice, Partidul Acțiune și Solidaritate 7,6 puncte, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 7 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4 puncte, Partidul Șor 3,8 puncte, Partidul Acasă Construim Europa 2 puncte, Alianța pentru Unirea Românilor 1,8 puncte, Blocul Electoral Renato Usatăi 1,7 puncte, Partidul Democrat din Moldova. Da. Ceilalți adică că au câte un punct. La capitolul Structura Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 7,8 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 6,5 puncte, Partidul Ușor 5 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4,3 puncte, Blocul Electoral Renato Usatăi 2 puncte, Alianța pentru Unirea Românilor 1,4 puncte, Partidul Acasă Construim Europa 1,2 puncte și celelalte câte 1 punct. La capitolul echipă, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 7,3 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 4,5 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 4,3 puncte, Partidul Șor 4,2 puncte, Partidul Acasă Construim Europa 2,7 puncte, Alianța pentru Unirea Românilor 2,5 puncte, Blocul Electoral Renato Usatăi 2,3 puncte, Partidul Democrația Acasă 2 puncte, Partidul Democrat din Moldova 1,2 puncte și celelalte câte 1 punct. Aici noi mai mult am analizat nu doar echipa principală de bază a concurenților electorali, dar experții au apreciat echipa din teritoriu și listele partidelor cu care merg în alegerile anticipate. Și aici noi prezentăm nota medie la toate aceste 3 capitole. Vedem că blocul comuniștilor, socialiștilor, prin formarea unui bloc, bine, au adăugat aici câteva puncte. Partidul PAS, din cauza informației negative care au apărut în presă, ce ține de candidații de pe listă, retragerea sa din cursa electorală, a influențat destul de tare la acest capitol și vedem că au doar 4,5 puncte. La capitolul mediatizare, conform programului de monitorizare a presei, Partidul Acțiune și Solidaritate 9 puncte, Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor 7,5 puncte, Partidul Șor 3,4 puncte, Alianța pentru Unirea Românilor
3,4 puncte, Alianța, Partidul Acasă Construim Europa 3,2 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 3 puncte, Blocul Electoral Renato Usati 2,3 puncte, Partidul Democrat din Moldova 1,3 puncte, Partidul Democrație Acasă 1,2 puncte și celelalte câte 1 punct. Top partidelor politice. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor 7,6 puncte, Partidul Acțiune și Solidaritate 7,3 puncte, Partidul Șor 3,8 puncte, Platforma Demnitate și Adevăr 3,7 puncte, Alianța pentru Unirea Românilor 2,3 puncte, Blocul electoral Renato Usati 2,2 puncte, Partidul Acasă Construim Europa 2,1 punct, Partidul Democrație Acasă 1,3 puncte, Partidul Democrat din Moldova 1,2 puncte și celelalte câte 1 punct. Aici vrem să atragem atenție că este o cercetare calitativă prin care experții au notat activitatea a partidelor politice. Este punctaj, nu sunt procente, mare parte tot se întreabă cine totuși va intra în Parlamentul Republicii Moldova, reșind din toate rezultatele, putem vorbi despre două partide care cu siguranță vor intra în Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Electoral Comuniștilor și Socialiștilor. Două partide încă au șanse mai mari, este vorba despre partidele regionale, așa zice, Partidul Șor și Platforma Demnitate și Adevăr, plus încă partidul regional, adică acum este bloc Renato Usati. Însă acest bloc are, din punctul nostru de vedere, totuși o greșeală a formării acestui bloc, pentru că unirea acestor două partide nu a mobilizat electoratul, adică în practic electoratul a rămas același. Dacă chiar să ne întoarcem în urmă, vedem că în top 5 a politicienilor, practic la fiecare capitol, se regăsesc membrii sau a blocului comuniștilor, socialiștilor sau a partidului PAS. Da, este excepție Andrei Năstase, iarăși care se regăsește uneori în top 3. De ce celelalte partide, dacă vor să obțină un rezultat destul de pozitiv, noi putem să dăm recomandări, fiecare partid poate să adreseze la compania Intellect Group pentru recomandări gratis, observații. Peste o lună noi vom veni cu detalii, adică vom arăta tendința politicienilor, vom arăta tendința a partidelor politice, plus la asta experții vor explica de ce anume, da, a crescut sau a scăzut acel politician, adică care eveniment a influențat totuși la acest rezultat. Noi vă mulțumim, dacă nu sunt întrebări. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos!